găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în comuna Scoarța, mai exact la primăria comunei Scoarța. Realizăm astăzi un interviu cu domnul primar Ion Stamatoiu. Bună ziua, bine v-am găsit! Sărmâna, bine ați venit! Fiind începutul anului, pentru prima dată când ne vedem, vă zic și eu bine ați venit și la mulți ani! Mulțumim, la mulți ani și dumneavoastră, să fiți sănătos, tot ce vă doriți în noul an, să realizați pentru oamenii din satele componente din comuna Scoarța, la mulți ani, că a fost și ziua dumneavoastră de nume. Mulțumim mult! Spuneți-ne, care sunt principalele investiții care se continuă, domnule primar, din 2016? Ce ați început anul trecut, în 6 luni, de când ați preluat mandatul din iunie? Sigur, cele 6 luni care au trecut pentru mine au fost o perioadă scurtă, dar totuși au făcut lucruri destul de bune. Am continuat proiectele care au fost în derulare. Spre exemplu, pe OG28 am avut asfaltarea a 9 sate, între care am asfaltat 7. Mai avem 2 sate, motivat nu s-au putut finaliza acest proiect. Pe un sat am schimbat coloana de apă din fostă coloană veche metalică în modern, cum se folosesc acum conducte moderne. Și automat a venit și vremea, n-am putut. Celălalt stat, satul Lazuri, nu s-a putut asfalta datorită faptului că avem în vedere în acest an forarea 2 puțuri de apă, montarea unui bazin de mare capacitate pentru echilibrarea sistemului de apă în comuna Scoarța și automat nu puteam să facem asfaltul și după aceea să spargem, să facem investiția respectivă. În acest an, până la jumătatea anului, sunt convins că vom și fără aceste puturi vom da drumul la apă și automat vom asfalta și cele 2 sate rămase din vechiul proiect. Deci iată că se rezolvă problemele legate de infrastructură, odată rețeaua de alimentare cu apă potabilă și drumurile asfaltate. Sigur, strâng necesare la Scoarța, deoarece în anii trecuți au avut probleme pe timp de secetă, oamenii au suferit, dădeam apă și la 3 zile și știți cum e la țară, omul are nevoie de apă zilnic, vine de la muncă seara, ca orice om care se respectă, o baie și toate cele în gospodării. Rețea de canalizare? Canalizare nu avem decât un singur sat, satul Cerăt, care a fost un proiect. Avem în vedere în perioada următoare cu colegul de la investiții de la noi. Deja am demarat lucrările pentru un proiect canalizare în toată comuna, având în vedere că avem și apa asigurată în comună și este strâng necesar și canalizare. Am înțeles. V-ați ocupat foarte multe de unitățile de învățământ în 2016. Reabilitate, igienizate, schimbat da, în sălile de clasă. Aveți dreptate. Imediat după ce am câștigat alegerile locale, una din priorități a fost aceste școli. Avem 3 școli, 2 gimnaziale, una general pe raza comunei, Budieni, Scoarța și Bobu. De aproximativ 15 ani nu s-a mai făcut cam nimic pe la aceste școli. Din bugetul local, minim, cheltuieli, am reușit de a parcheta câteva sări la școala generală Budieni, gimnazială Budieni și gimnazială Scoarța. Am dat o mici reparații exterioare, curățirea sobelor, în așa fel încât cât de cât să poată desfășura copiii orele și profesorii de asemenea să-și desfășoare activitatea. Anul acesta avem în vedere, având ceva dificultăți cu toaletele la cele 2 școli, școala gimnazială Scoarța și școala gimnazială Budieni, avem în vedere și am și înaintat un proiect, proiect care de fapt exista, dar n-a fost pus în practică, pentru o toaletă modernă la școala gimnazială Scoarța și în perspectivă și la școala gimnazială Budieni. Îmi cer scuze, sunt puțin răcit, vocea mă trădează, dar asta e viața. Este răceală. E perioada, da. Mergem și în teren, afară temperaturile oscilează și se mai întâmplă și la noi același lucru, așa mulți cetățeni sau copii, am văzut, la nivelul țării. Da, sunt probleme. Ce mai mulți dintre cetățeni aș putea să continui răciți. Pe măsura 7-2, avem un proiect de asfaltare 656 km. Sper că într-o săptămână sau chiar în aceste zile să fie scos la licitație acest proiect. În acest an, sigur, acest proiect va fi finalizat, deoarece sunt doar 656 km. Sper ca firma care va câștiga licitația, deoarece va fi licitație, să fie firmă serioasă, care să ducă ca la finalul anului 2017 să ne bucurăm de aceste drumuri strict necesare pentru comuna Scoarță. Am înțeles. Dacă tot vorbam puțin mai devreme de unitățile de învățământ, știu că aveți în plan o sală de sport pentru copii. Da, în propriu spus, o sală de sport, o sală de educație fizică, în zona Budieni, la școala gimnazială Budieni. Avem o școală foarte, foarte veche, care este în proiect de demolare. Avem toate avizele. De fapt, am 2 școli avizate de minister. Una de la
Scoarța, aici în apropierea primăriei, deja se află în faza finalizare de demolare. Cea de la Budin urmează ca într-o de zile să putem preda terenul către Compania Națională de Investiții. Am avut ceva discuții acolo și în momentul când vom avea terenul dezafectat, putem să punem la dispoziție companiei naționale și sper, cu sprijinul parlamentarilor de Gorj, să primești acest sprijin, ca acești minunați copii de la școala gimnazială Budien să poată să-și facă orele de sport, nu în condițiile în care se fac acum. Spre exemplu, dacă merge la școală astăzi, s-ar putea ore de educație fizică să găsim în clasă. Este impropriu spus că fac educație fizică, sport, într-o clasă de curs. Deci atât că sunt șanse să se facă această sală de educație. Sigur, voi insista foarte mult, deoarece îmi cer și părinții, îmi cer și dascării și este și o promisiune de-a mea, fiind din zona Budieni, și vă spun, această sală de sport poate să deservească și alți tineri în comună, nu numai școala respectiv. Și se poate închiria tineri pentru fotbal. Sigur, se poate închiria să-și desfășoare activitate sportive și pe timp de ea. Am înțeles. Tot în ceea ce privește unitățile de învățământ, există posibilitatea să mai faceți, eu știu, o grădință cu program prelungit, părinții ar dori așa ceva? Am avut ceva discuții și cu noua directoare, deoarece la nivelul școlilor avem director nou, am avut această discuție. Vedem în perspectivă și solicitările părinților și ce urmează după. Vă dați seama, finalizând acest proiect, o să rămână după monitorizarea proiectului ca noi, primăria, din bugetul local, să desfășurăm activitatea cu plata dascălor, cu întreținere, cu tot ce se poate la o școală, la o grădiniță cu program prelungit, trebuie să le asigură o masă și sunt mai multe. O aveam și pe această problemă în campania mea electorală, tot la sugestia unor cetățeni. Dacă vor reuși acest lucru, va fi o realizare foarte bună, având în vedere că mulți cetățeni și-a copii și pleacă cu el spre Târgu Jiu, cu ei spre Târgu Jiu sau spre Cărbunești, prin cele două orașe care sunt apropierea Cărbunești. Da, vă și aflați între municipiul Târgu Jiu și orașul Târgu Cărbunești și sunt preferate cele două localități. În ceea ce privește cultura, știu că aveți trei cămine culturale, da? Da, trei clădiri de cămine culturale. Având în vedere că Scoarța, după unificare, este formată din foste trei comune, Budieni, Scoarța și Bobu. În aceste localități au avut fiecare câte un cămin cultural, care de-a lungul timpului au fost lăsat de izbeliște, rușinos pentru comuna noastră, deoarece avem activitate culturală pe care o desfășurăm prin diferite săli. La un bun prieten în zona Cupăcioasă, care are un magazin și o sală de festivități, prin sălile de curs de la școli, prin o mică sală de ședință care avem aici la căminul de la Scoarța. Cele două cămine, Budieni și Bobu, sunt prevăzute prin PNRR. Cel de la Bobu deja se află în faza de licitație, avem avizele luate, finanțare, tot. Cel de la Budieni urmează ca în perioada următoare să semnăm finanțarea. Urmează cel de la centru, Scoarța, care este în apropierea primăriei. Suntem selectați din 2013 pe Compania Națională de Investiții. N-am reușit până la această dată. Am ceva promisiuni din partea parlamentarilor foști și actuali că voi fi sprijinit, deoarece este jenant ca la nivelul comunei Scoarța măcar un cămin să funcționeze, mai ales cel de centru, că este imaginea noastră administrației publice a centrului comunei Scoarța. Și sperăm ca în viitor să avem, să putem desfășura activitatea, așa cum vă spuneam, avem un grup folcloric la școala gimnazială Scoarța, avem talente bune de muzică populară și ușoară, avem copii buni cu care ne desfășurăm activitatea mai puțin la noi, mai mult în alte localități unde participă la diferite concursuri, câștigători fiind la foarte multe concursuri. Am înțeles. În ceea ce privește activitatea culturală, ce ați vrea să mai schimbați? Să mai faceți acțiuni? Deja ați început în cele 6 luni? Da, am făcut activități și îmi place să particip la activități culturale organizate acum doar cu elevii școlilor gimnaziale și generale de la Scoarța. Dar avem acțiuni diferite evenimente. Acum am avut, acum 2 zile, Eminescu, un mare poet al nostru, iubit de copii, a rămas surprins, copii de clasa 3-a, câte puteau să știe de acest mare poet al nostru. În 24 ianuarie, la fel, o să avem activitate cu tot cu copii, cu grupul folcloric. Avem un profesor foarte bun care are 4 ore la nivelul școlii gimnaziale Scoarță, care se ocupă de copiii noștri. Am ținut foarte mult să fac contract în continuare cu acest domn profesor, domnul profesor Bosoteanu, pot să-i spun și numele și îi mulțumesc că se ocupă de copiii de la Scoarța, cu care arătăm noi cetățenilor
că se poate face activitate culturală și este iubită activitatea culturală de cetățeni. Participă foarte mulți cetățeni. Vă spun ce este la sfârșitul anului trecut, când au fost sărbătorile de iarnă, am participat la toate cele trei școli. Fiindcă, cum vă spuneam, și place să mă și implic, a rămas surprins câți părinți au venit la aceste festivități. Au primit aplauze copiii pentru modul în care s-au desfășurat în fața lor. Poate nici părinții nu credeau că au copii în casă cărora le place activitatea culturală. Muzică, poezie, scenete diferite. Vom continua să facem aceste activități. Voi fi alături de cadrele de la școală care se ocupă de copii, de noua directoare cu care o să am un proiect foarte bun în privința aceasta, deoarece și dânsa este la început, vrea să arate că poate, că poate să facă și după cum a văzut, îi și place să se implice. Ce alte proiecte aveți pentru 2017? Comuna mare, probleme multe, bani puțini. Știți că asta este la administrația locală. Aici, în fața primăriei noastre, avem un bloc de locuințe care pe exterior arată bine. În schimb, interiorul, fiind apartamente, în anul acesta am prevăzut deja în bugetul local să ne ocupăm de aceste apartamente pentru a le avea surprize, diverse situații de urgență. Familii care rămân fără locuințe, se întâmplă incendii sau lucruri de teren, că sunt și pe la scoarță, și ca să putem să le avem cu totul în regulă, se poate locui o familie în condiții decente. Câte apartamente sunt în... Avem 6 apartamente, 3 camere, apartamente destul de mari, o să introducem apă, fosă septică, deci o să le... În anul acesta, acest bloc de locuințe va fi funcționat. Avem și poliția acolo, care trebuie să le asigurăm și lor, avem un sediu al poștei, avem un dispensar uman, care la fel ne-am propus și am prins în programul nostru de achiziții și lucrări în anul acesta pe investiții, să-l redăm în condiții omenești ca cetățenii din Scoarța să vină acest dispensar. Mai funcționează un medic de familie acolo la parter, de orice parte de sus plouă și sunt convins că anul acesta va intra în reabilitare ca să poată fi funcțional. De asemenea, la Budine avem un local al fostei primării, doar 2 camere, fostă primărie Budieni. Nu mai vine nici medicul de familie acolo, fiindcă nu poate, efectiv. Plouă, tavane căzute. Am discutat cu colegii din primărie, cu partea de investiții, cu partea financiară. Nu va fi o valoare foarte mare, dar trebuie repus, fiindcă oamenii sunt în vârstă, sunt câțiva kilometri, chiar peste 12 km la Budieni, la Scoarța, și oamenii nu au cum să ajungă. Mai bine dau un telefon să deplaseze medicul de familie, dar este greu și pentru medicul de familie, fiindcă sunt foarte mulți oameni bătrâni, copii, și un medic de familie nu poate să deplaseze în fiecare zi. Așa că sunt, e în atenția mea că și acest dispensar să fie funcțional. Sigur, lucrări, noi avem în vedere mai multe la nivelul localității, dar cum vă spuneam, să vedem și ce buget vom avea anul acesta. Când vom ajunge să-l împărțim, s-ar putea să tot tăiem, să tot tăiem ca să acoperim multe probleme la nivelul localității. Așa că nu pot să vă spun exact că vor fi toate finalizate anul acesta, că ar fi culmea, nu sunt nici în măsură să spun asta. Vedem și la rectificări de buget ce o să mai primim, să știe la nivelul localității. Noi am înaintat către Ministerul Dezvoltării și o adresă, cum vă spuneam, de OG28, drumurile care au fost finalizate anul trecut și care vor fi finalizate anul acesta. Au fost făcute doar parțial, nu sunt în totalitate. Sunt sate care au 800 metri, sunt sate care au 1 km, sunt sate care au 1,5 km. Dar nu înseamnă că este și finalizat până la capul satului. Eu am fost în toamna trecută la Ministerul Dezvoltării, am discutat acolo pentru prelungirea drumurilor respective, că nu mai sunt decât 100 de metri, 200 de metri și sunt convins că vor fi sprijiniți, având în vedere că proiectul pe OG28 a avut valoare mai mare, noi cheltuim doar 60% din valoarea lui. Și avem ceva economie la vechiul proiect. Mă gândesc că se poate lua în considerație ca să putem să continuăm, fiindcă, vedeți, cetățeanul zice, bine, domnule, dar până aici, dar mai sunt 10 case. Da. Nu putem să facem. Din bugetul local sunt convins că nu vom putea. Am înțeles. Avem o bază sportivă care este, dar a fost lăsată de-a lungul timpului, fiindcă a fost și făcută, cred, în condiții, nu știu cum să vă explic, aș vrea ca anul acesta măcar tribuna care există să fie acoperită, deoarece se degradează pur și simplu tribuna și spațiile vestiarele jucătorilor. Și este păcat că această bază, cât de cât arată bine la nivelul județului cu echipa de fotbal care o avem la Liga 5-a, multe echipe care vin și zic, bravo, aveți, dar când intră într-o plasă de dorit, deoarece plouă și condițiile sunt așa cum sunt. Deci aveți în plan și baza sportivă? Sigur, baza sportivă este prinsă în programul nostru de lucrări pe anul acesta și sigur vom reuși să-i facem această tribună, fiindcă este necesară, de aceea s-ar putea peste un an, doi, să ne costă mai mult
clădirea în sine decât tribuna, acoperișul care trebuie făcut la această tribună. Da, și trebuie rezolvat și cu gazonul și gardul care... Da, da, trebuie și fiindcă a fost făcut slăbuț, nu în condițiile care trebuia. Și totuși s-au băgat sume foarte mari. S-au băgat cam mulți bani, de 7 miliarde de bani vechi. Și cred că după mine trebuia să arate altfel, dar mă rog, este așa cum este, noi trebuie să ne întreținem, da, să nu lăsăm. Așa este, aveți dreptate. S-au băgat 7 miliarde, dar la un moment dat acolo erau capre, capre pe bălării. Gazon. Da, bălării, da, aveți, da, dreptate. Faceți parte dintr-un gal, Comuna Scorza. Cât de mult vă ajută treaba aceasta pe dumneavoastră ca și autorități locale? Ce ați vrea să faceți? Da, am fost încântat că s-a făcut acest gal și cu aportul nostru al primăriei Scorza. Sediul se află la noi aici la Scorza. E un sediu mobilat deja. S-a legat și la curent electric pentru a-și putea desfășura activitatea. O să apară și cei care vor lucra la acest gal, colaboratori cu noi pe diferite proiecte. Suma, în prima fază, nu va fi extraordinar de mare. Dar sper că cu acești bani care sigur vor veni, vor fi împărțiți pe toate cele 10 primării, să putem să facem ceva, fiindcă orice ban venit la nivelul autorităților publice, nu numai la Scorța, este binevenit. Avem colegi din zona Gilor, din Bălănești, care tot la fel așteaptă și ei derularea acestor proiecte. Vedem perspectivă exact cât va fi suma și după aceea ne vom orienta și ce vrem să facem ca să știm dacă putem acoperi în totalitate ceea ce ne dorim. Am înțeles. Principala problemă a dumneavoastră în 2016 a fost recuperarea datoriilor de la cetățenii comunei. Bănuiesc că nu s-a schimbat mare lucru în această perioadă. Suntem la începutul lui 2017. Care este situația acum? Aveți dreptate, datoriile persistă. Dobânzele cresc la cei care nu și le achită. Noi am făcut acțiuni și chiar astăzi am colegii de la taxe și impozite care vor pleca din nou în teren. Am făcut popriri la cei care încă mai lucrează, la cei care au pensii, la cei care au conturi, care sunt în șomaj. Este o mică parte. Așa e legea, o părticică din venit, a treia parte va fi reținut, că nu se poate altfel. Avem, suma este cam aceeași ca anul trecut, în jur de 31 de miliarde de bani vechi. În aceste zile, poate o să și vedeți, avem cetățeni care vin la primărie, este un ordin privind paza pădurilor, până acum se plătea paza, acum cei care dețin titlurile de proprietate pe pădure vin la noi la primărie cu documentele necesare, adică titlul de proprietate, noi eliberăm o adeverință celor care au aceste documente și venind să le eliberăm aceste adeverințe, automat își plătase și impozite. Și acolo descoperă că n-au avut înregistrate titlurile, cum spune legea, trebuie să le luăm pe 5 ani în urmă aceste impozite și oamenii, într-un fel, unii au mai comentat, dar nu era vina noastră. Consider cel puțin a mea de când sunt aici. Legea e lege, nu putem să ne tocmim și li se ia impozitul pe 5 ani în urmă. Oamenii au plătit că au interesul să nu mai plătească paza, fiindcă paza este mai mare decât valorii decât avea impozitul pe acești bani. Și oamenii au înțeles și să știți că în aceste zile chiar am încasat, cred că este vârful încaselor de când sunt la această primărie. Cei 4 ani petrecuți ca viceprimar și cele 6 ani ca primar. Am înțeles. Și restul datorilor, cum faceți să recuperați banii? Pentru că cei mai mulți poate nu aveți pe ce să le puneți popriri, e destul de dificil, e destul de greu. Să știți că avem probleme foarte mari, nu putem să facem nici executări la o mare parte din cetățeni, mai ales din Romă, au mașini înscrise, bunuri, ca mașina, spre exemplu, înscrise pe Portugalia, Germania, pe unde umblă în Bulgaria și la noi nu apar cu bunuri. Deci, practic, nu le putem face nici executări. Sau locuiesc cu părinții, au casa pe numele părintelui, televizor, bunuri și nu putem să le recuperăm nimic. Am încercat cu muncă în folosul comunității. Am stat de vorbă cu expertul local, partea Partidei Romilor, cu consilierul local, de bună voie să vină, fiindcă am avut situație când unul din băieții de acolo anul trecut a avut 60 de zile la noi și a venit în fiecare zi și a făcut treabă. A scăpat și el de noi și noi de el. Și am rugat să încerce, să poarte discuții cu ei, fiindcă venim la primărie, nimeni nu-i pune să spargă pietre aici. Dăm de lucru lucrări care se pot efectua de un om, pur și simplu cu mâinile sau cu utilajele care le avem în dotare și scule care le avem în dotare. Se pare că nu doresc acest lucru. În folosul comunității? Nu, se pare că nu. Și mai mult, noi chiar dacă facem aceste acțiuni în instanță, secretarul primăriei, care este și jurist la ora actuală până când vom angaja un jurist, face dosare, vă dau un exemplu. Mi-aduc aminte un tip care avea în jur de vreo 200 de milioane de bani vechi datorie și se facem acțiuni, avea vreo 20 de amenzi. Facem 20 de acțiuni, se duc în instanță, fiecare dosar în parte, fiecare amendă în parte,
îi vine o hotărâre judecătorească, eu nu pot să-l oblig să vină la muncă. Nu vine. Și atunci, din nou, trebuie să revenim în instanță, să repunem pe rol aceste 20 de dosare pentru a încerca să recuperăm bani. Un circuit care se închide tot pe noi și noi putem să facem mare lucru. Probabil că va trebui umblat și o să stau și eu de vorbă cu actualii parlamentari, trebuie umblat undeva pentru a se găsi o modalitate legală a de-i forța pe acești oameni ori să vină să-și efectueze orele care sunt stabilite din stanță, ori să vină să-și plătească datorile, nu știu cum. Noi am inițiat, de fapt, și domnul Weber știe și voi da din nou un memoriu privind amenzile de circulație, fiindcă dacă vă arăt o situație, cel puțin anul ăsta am primit și câte 30, peste 30 de amenzi într-o zi în mapă de circulație. Organul de poliție, eu am stat de vorbă și cu polițiștii de la Scoarța, oamenii își fac datoria. Și își fac datoria în sensul nu pentru a amenda de drag, pentru a-i disciplina în trafic. Nu se realizează acest lucru. Fiindcă ia amenda azi, o ia și a doua zi, și a treia zi, știe că nu plătește, ia amendă și vin la noi. Noi, practic, ne-am bucurat dacă ne-a recuperat. Dar... Deși nu știu... mai mulți bani pe care îi aveți de încasate sunt din amenzi. Păi, avem vreo 17 miliarde, cred că nu amenzi. Și 98% sunt de circulație. Dacă tot vorbeați de așteptările de la noi parlamentari, respectiv de la domnul Mihai Weber, ce alte așteptări aveți de la... Sigur, exemplu domnului Weber îl dau fiindcă am colaborat bine cu dânsul în mandatul trecut ca viceprimar. Dânsul parlamentar a colaborat cu noi, am fost ajutat de domnul Weber în toate situațiile. Din ceilalți parlamentari care au fost din partea PSD-ului pe care îi reprezint, nu pot să spun că am primit vreun sprijin. Au uitat de noi, au și plecat din organizație. Acum, sincer vă spun, am așteptări mult mai mari față de mandatul trecut, deoarece s-a muncit, cel puțin în organizația Scoarța, aproape 70%. Ați avut deci, un procent foarte da, bun. Da, foarte bun. Și să știți că am muncit din casă în casă. Ca de obicei, toate campaniile le-am făcut noi, organizația PSD Scoarța, le-am făcut din casă în casă. Și acum aș vrea să le reamintesc domnilor parlamentari, domnului senator Florin Crăciumaru, că s-a muncit, am avut rezultate bune, au ieșit nesperat, poate pentru unii, pentru noi, da, așteptam acest rezultat, au ieșit foarte mulți și sunt convins acum, cunoscându-i pe cei care sunt acum, că se vor implica. Spun acest lucru deoarece sper ca să nu se gândească doar la acest mandat. Dacă vor să continue și mandatul următor, atunci trebuie să se vadă implicare de celor în toți județul Gorj, nu mai Scoarța la mine, că probleme sunt peste tot, indiferent că sunt din zona mineritului, nu au alte avantaje, sau petrolul, Buzuchinii, Turburea, unele le vin bani la bugetul local și din alte surse. La noi, mai puțin, vin doar din bugetul local, taxe impozite și ridicările de buget sau finanțe. Am înțeles. Ce specialiști ați mai avea nevoie la primărie? Vorbați de sunt în deficit de personal, având în vedere că actualul secretar a fost jurist, a dat concurs și ocupă funcția de secretar. Luni 23 avem concurs pentru ocuparea acestui post de jurist la primărie. S-au depus 18 dosare și vă spun, poate a fost și implicarea mea, am vrut să fie debutant. Adică am vrut să dau șansă și la tineri să poată ocupa funcții în administrația publică locală. Mă gândesc că vin cu un nou avânt, mă gândesc că vor să învețe ca într-un an de zile să fie într-adevăr un jurist în instituție să le reprezinte. Și am discutat cu secretarul, au fost de acord și comisia care a stabilit-o, să scoatem postul la concurs ca debutant. Și sincer, m-aș bucura, am spus neimplicare totală, spuneți în fața camerei de la vedere, am spus deschidere totală, toată lumea și chiar v-aș invita dacă ați putea să veniți la acest concurs, vreau să fie pe cinstit, m-aș bucura și eu ca acest tânăr care va câștiga acest concurs să fie mândru că a câștigat pe ce cunoaște și eu să fiu mândru că discut și lucrez cu un coleg din primărie care se implică și își cunoaște adevărata meserie de jurist. Câți s-au înscris până acum pentru... 18, un singur dosar a fost respins, comisia a analizat și a fost respins, deci vor fi 17. Dacă ați putea luni la ora 11 să veniți, chiar v-aș ruga. Dacă deci luni la ora 11 are loc concursul. Am înțeles. În afară de jurist, mai aveți nevoie de ce? Sigur, avem. La cadastru am avut o colegă foarte bună care a venit de la Bombești, Jiu. Din motive de familie, a solicitat transferul la primăria Cărbunești. Am semnat-o cu strângere de inimă, fiindcă era o foarte bună colegă pe cadastru, profesionistă bună, dar înțelegând și situația familiară, copil la școală acolo, am fost de acord să plece și vom scoate la concurs și acest post pe cadastru, în perioada următoare. De asemenea, o să scoatem la concurs și un post, avem un buldoescavator care a fost cumpărat pe un proiect pe primărie, a fost cedat la firma de apă și în aceste zile
vom prelua din nou acest buldo excavator și automat trebuie să scoatem la concurs și postul. Nu stați scris decât un băiat, de fapt băiatul care lucrează, a lucrat la firma de apă de la COA Prest Scoarța. Concursul va fi mâine. Nu s-a scris decât acest băiat, sper să câștige, fiindcă chiar dacă este singur, nu este și obligatoriu să câștige, ca să putem să ocupăm și acest post, având în vedere că este strict nevoie de acest buldoi excavator. Vă spun că era un studiu de fapt dădusă cu proces verbal la ei, orice lucrare care aveam și noi de făcut trebuia să plătim firmei respective. Era normal, aveam motorină, utilajul de servent și trebuia plătit această lucrare. Am înțeles, vă mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Multă poftă în continuare. Și eu vă mulțumesc. După cum știți, am colaborat, colaborăm în continuare, vă așteptăm oricând la toate evenimentele și nu uitați, dacă se poate luni să fiți prezent, chiar aș vrea să fie deschidere totală cu presa acolo, să fie liniște pe toată linia frontului, ca așa îmi place mie să spun. Da, acum să sperăm că nu vor apărea probleme. Știți că au mai fost cazuri de concursuri unde s-au încercat mici copieri și așa deci mai departe. Deci am atras atenția în public, salariațul în ședințele pe care le-am avut cu salariații. O să discut și cu cel care va veni la prefectură, nu știu cine va fi în această comisie, public am atras atenția, vreau acest concurs să fie pe cinstite, cum se spune la noi români. Dar, până la urmă, e vorba de juristul primăriei. Sigur, e o funcție importantă și nu vreau să se descurce, va fi tânăr, va fi ajutat. Deci nu va veni doar lăsat deoparte, poate nu știe tot, că nu are experiență. Știe carte, dar poate experiență nu, dar avem secretarul că a fost jurist atâția ani și sigur va primi acest sprijin. Mulțumim mult, domnule primar, multă baftă în continuare. Vă mulțumesc și eu, vă aștept oricând. O zi frumoasă, să rămână. O zi frumoasă și dumneavoastră. O punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Scoarța. Ați urmărit un interviu cu primarul Comunei Scoarța, domnul Ion Stamatoiu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.